Și-a făcut singură poze cu telefonul mobil. Apoi a renunțat la rochia de mireasă ca să poată dansa în voie pe ring. N-a stat departe nici de microfon, spre bucuria celor 500 de invitați care au aplaudat-o fără oprire. Momentul de glorie al Deliei pare distrus, dar abia acum începe spectacolul. Right about now. The funk soul brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. După o demonstrație de rock and roll, disco și latino, Delia s-a prins în horă și a jucat. A renunțat la rochia amplă de mireasă și, ca să nu se împiedice, s-a schimbat într-o rochiță scurtă. Iar apoi s-a dezlănțuit. Delia a strălucit de fericire. Are toate motivele. Simt că, din punct de vedere sentimental, mi-am găsit sensul vieții și e cel mai important. A fost o nuntă cu cântec. Horia Brenciu, Damian and Brothers și Gheorghe Turda au făcut spectacol, dar artista serii s-a lăsat așteptată. Nu cânt, sunt toată viața mea cânt, nu mai cânt și acum. Până la urmă a cântat. Iar Andra și Pepe au urcat și ei pe scenă, deși erau simpli invitați. Am venit doar să ne distrăm și să cinstim dragostea mirilor din seara asta. Copleșită de dragoste, Delia și-a stăpânit cu greu lacrimile. A fost doar una dintre tradițiile pe care Delia le-a păstrat cu sfințenie. Momentul cel mai așteptat al serii a venit după miezul nopții. Petrecerea a continuat până la 7 dimineața, când Delia, acum doamna Munteanu, a mai avut încă puterea să le arate fanilor cele mai frumoase momente din cea mai frumoasă zi a sa. Anul viitor vine gunoi scumpir pentru români din cauza deprecierii leului și recalculării accizelor, pentru ce vom plăti mai mult chiar din prima zi a lunii ianuarie.